De la începutul acestui an și până în prezent, la maternitatea Spitalului Municipal de Urgență din Roman au fost abandonați 4 bebeluși. 3 mame, dintre care una minoră de doar 17 ani, au lăsat în grija statului 3 băieței și o fetiță. Pentru 2 nou-născuți de sex masculin care sunt gemeni, s-a instituit măsura de protecție prin plasarea la un asistent maternal. Ceilalți 2 copii au fost internați în complexul de servicii Romanița. Păcat de mamele lor, că eu m-am născut și eu lăsat așa. Eu am crescut 4 și nu i-am lăsat. Și mi-a murit unul în Greșia de 10 ani și îl plâng și acum. Și ei îi lasă și mor de foame pe stradă. Părerea mea este că nu sunt în măsură să-mi dau o părere, pentru că fiecare mamă cred că are motivele ei. Și nu putem judeca nicio persoană înainte de a o cunoaște. Aveți dreptate, dar considerați că este un lucru normal odată ce l-ai ținut 9 luni, te-ai hotărât să-l faci, să-l abandonezi după ce l-ai născut? Nu este normal, absolut că nu este normal, dar nu suntem în măsură să judecăm atâta vreme cât nu știm contextul în care femeia respectivă a fost. Eu cred după mine că nu au inimă de mamă ca să lași copilul, e o durere mare, să lași copilul a nimănui lăsat, nu este, cred că, nici un pic de credință, în primul rând. Ca să poți să lași copilul, e ceva, nu poți să-mi închipui. De cele mai multe ori, motivele care le determină pe tinerele mame să-și abandoneze copiii nou-născuți sunt de natură financiară. Deseori, mamele provin din familii sărace, fără posibilități pentru a crește un copil.